Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi cadrul emisiunii Media 120. Vorbim despre o sărbătoare importantă care se apropie la Media, 60 de ani de teatru la Media, un 3 zile de regal teatral, să spunem așa, în orașul nostru. Doamna Marinela Bârză, directorul Asociației Teatrul Popular Media și regizorul Teatrului Proactoria, este prezentă în studioul Nova TV, alături de Teatrul Media și de foarte mulți ani. Nu vă mai întrebăm. Să ne spuneți că ne dăm seama de vârstă dacă ne spuneți câți ani sunteți alături, nu vă feriți. Foarte mult timp a trecut de la primul moment când teatrul a luat numele acesta de Teatrul Popular. 60 de ani au trecut și făceam o socoteală. Acum, mulți dintre medeșeni care știu de teatru din 64, în 60 de ani teatrul a avut o activitate foarte intensă, foarte, foarte intensă, și în momentul când l-am preluat eu am sperat să fac tot la fel, să mă ridic la același nivel la care a fost de la începuturi. Nu știu dacă chiar am reușit, dar eu sper că vom continua, că mergem în continuare, nu ne oprim la 60. Oricum v-ați menținut pe poziții, da, ați dus numele teatrului din Media și mai departe. Absolut. Spune că anual vă trec copii prin mână. Ați început și cursurile de teatru. Da, de câțiva ani de zile. Sunt copii, da, care s-au îndrăgostit de teatru, da, care au descoperit ce înseamnă podina aceea despre care, da, și microbul, cum zic eu, scândura. Da. Știi ce se întâmplă? Într-adevăr, de câțiva ani de zile de când facem acest curs, trupa de teatru a juniorilor se tot extinde. După terminarea cursului, rămân copii în continuare să joace teatru, da, că le place. O să avem și generații următoare, asta înseamnă. Da. Pentru că dacă Sper din suflet să se întâmple așa. Sper din tot sufletul. Pentru că la un moment dat noi ar trebui să batem în retragere și să vină cei din urmă. Numai pentru că pentru asta va trebui încă să muncim puțin. Să muncim. 60 de ani. Da. Ce spunem la 60 de ani de teatru? La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. Ce, spunem, da, ce nume ar trebui să reamintim? Vai, sunt multe, foarte multe din vechea gardă, de la începuturi, dar 17 ianuarie 1964. Da. Cine conduce atunci Teatrul Mediaș? Nu era Teatrul Mediaș atunci, era Casa de Cultură a Mediașului. A Mediașului? Da. Și inițial, nu știu dacă din 64 sau 65-6, era domnul Nemes. Director a fost domnul Nemes. Și chiar vorbisem cu el săptămâna trecută și l-am invitat, bineînțeles că l-am invitat la festival. Da. Și a spus că încearcă să ajungă. Câte ani are acum? Aproape 90. Aproape 90. Ca să nu greșesc, 80 și... Nu l-am întrebat exact, dar... Cred că o bucurie și pentru el să vadă, da, că da, 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 lucrurile au continuat. Da, într-un fel sau altul. Da, sigur că... Păi, ultima dată a fost la 50 de ani. Da. A venit, sigur că da, a venit și dânsul. Mai am din cei din 64, pe doamna Vasiliu, pe Maria Vasiliu, pe Băcilă Cheța, asta a fost, adică, da, soția șoferului autobuzului teatrului. Aveați și autobuz pe vremea. Aveam și autobuz, da. Păi aveam autobuz, aveam pe domnul Mureșan Emil, care ne făcea decorurile. Aveam pe doamna, doamne, nu mai țin minte cum o cheamă, croitoreasă, care s-a ocupat de costume. Aveam... pe era domnul o echipă, Sâvu, garderobier, da, era o echipă... Da, 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 tot, fiecare cu felia cu lui. Felia, da, lui. Da. Ori acum... Sunteți o mână de oameni. Suntem
7 oameni care îi facem tot. Cine e croitoriasa? ETA. Doamna ETA? Da. Deci trebuie să mergem la doamna ETA să ne facă fustele și rochile. Ea repară, ea desface, ea coase, ea... ea. Cine se ocupă de recuzită? Tot ea. Tot doamna ETA. Da. Cine aranjează scena? Noi. Dar toți. Numai, mi-amintesc că pe vremuri când mergeai la teatru era o echipă, da, la lumini, sigur. La... cum să spun, mecanici și oamenii cum se trăgeau, da. Cum se trăgea cortina în spate, cum se așezau, exact, decorurile, da, și da. Oameni la ștergi unde puneai fundaluri, cam prins și... anumite lucruri, da. Și așa parcă cu ochii minții la începuturile mele aici în televiziune, mi-l amintesc pe domnul Emil Mureșan, care ne povestea cu foarte drag despre teatru și despre perioada pe care a petrecut-o el acolo. Era cu noi în permanență. Avem nevoie de, ce știu, o mască de lup, îți dau un exemplu. Era, mâine un, aveți. Era un artist de săgușit, da. Și cred că la vremea respectivă foarte multă lume făcea lucrurile fără... Dar nu se cerea niciun leu. Fiecare din suflet făcea tot ce făcea. Apropo că ai pomenit de că se ridicau, se schimbau fundalurile și așa mai departe. Am avut un spectacol pentru copii anul trecut, unde am lucrat și eu cu ștângile și am rugat câțiva tați să vină să ne ajute, pentru că pe noi ne ridică. Nu avem forță să ținem. Ne trage deci în sus, deci ne aruncă în ce... tavan. Da. Și atunci tații respectivi au stat pe scenă, n-au stat în sală să-și vadă copiii, ca să ne ajute pe noi. Pentru că nu, n-ai forță. Chiar dacă îți, copiii, cum să-i pui, ferească Dumnezeu să tragi o ștangă de aia, că n-ai, n-ai ajunge sus copilul. Îi pierzi. Oricum e foarte înaltă sala e înaltă, de spectacole. E înaltă, sigur că da. Și de asta zic, suntem foarte puțini ca să acoperim, dar ne dăm silința. Că până la urmă, acum chestiile astea nici n-ar trebui să le știe publicul. Sufletul, până la urmă, publicul vine să vadă ce este pe scenă, dacă i-a plăcut aplaudă, dacă nu, asta este. Și mai departe, bucătăria o știm noi. Cu siguranță. Da, prima piesă, da. Prima piesă cu care au debutat cei de la Teatrul Mediaș, văd aici, Ancheta de Alexandru Volintin. Da. Ați jucat-o? Aveam 9 ani. Era mama. Mama era în teatru atunci. Nu, în 64 aveam 8 ani, în 65 aveam 9 ani. Că eu în 65 m-am dus în teatru. În 65 am intrat pe scândură, să zic așa. Da, 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 da. Dar... mama era și a jucat în Ancheta, da, cu doamna Ponciu, cu domnul Lețea, cu domnul Coldea, cu... din ăștia în vârstă, care nu mai sunt printre noi. De-a lungul timpului, în piesa aceasta a mai fost pusă în scenă? Nu. Nu? Nu v-ați gândit? Nu. Nu v-ați gândit să o jucați? Nu am scenariu. Nu l-am. Bine, nu că nu l-aș putea... obține, găsim. da, dar nu e comedie și eu sunt axată pe comedii. Totdeauna am spus chestia asta pentru că să ne relaxăm, să ne distrăm. Să ne distrăm, da. Da. Și atunci am căutat comedii. Pe timpul ăla nu se puneau atât de multe comedii. Se puneau foarte multe de, cum să spun, de epocă. Da, și piese mai grele, piese grele, nu comedii. Cu care mergeau în țară, da, la da, și se jucau foarte mult. De la... exemplu, o piesă de teatru... La Mediaș, da. Făcută de... La Mediaș? Da, doamna ministru, de exemplu. Da. Uite că mă leg de asta acum, poate lumea mă mai știe. S-a jucat de sute de ori. Dar cu doamna ministru, dacă mi-amintesc, când ați preluat Teatrul Mediaș... Am jucat-o eu. Ați jucat-o dumneavoastră. Da, că atunci nu mai erau mulți dintre actori. Trece timpul și oamenii și în 64 nu au fost chiar foarte tineri. Și au plecat dintre noi. Care a fost, să spunem așa, cea mai frumoasă perioadă a Teatrului Mediaș? Știți? Din 60 de ani? Da, din 60 de ani. Până la Revoluția.
până la Revoluție, da, s-au trăit momente, da, minunate, absolut, inedite. Indiscutabil, pot să spun, fără nicio reținere chestia asta. Deci am putea să spunem, absolut, că Revoluția, după Revoluție, Revoluția a schimbat, a intrat în declin o perioadă, sau? Da. Deci să zicem așa, după 89 s-a continuat activitatea. S-a continuat activitatea, sigur că da. Dar momentul în care știți ce s-au schimbat lucrurile la Casa de Cultură? Oamenii după Revoluție n-au mai fost la fel. Când am reînceput activitatea, oamenii nu au mai fost la fel. Oamenii au venit, au început să vină cu pretenții, cu, cum să spun, nu știu, lumea nu înțelege, oamenii care vin să joace teatru, nu înțeleg că există niște reguli care nu le-am făcut eu. Nu eu am făcut regulile astea. Sunt reguli făcute de teatru, de existența în sine a teatrului. Dar haideți să vă întreb, cum ne-ați rămas dumneavoastră în teatru? Cel care a condus, practic, destinele teatrului media și mai departe. Omul care a condus teatrul media și mai departe. Îți spun cum a început. Băiatul meu, am mai spus asta, o repet, nu e nicio problemă. Unul dintre cei vechi ai noștri, domnul Drusan, făcea niște piese de teatru cu elevii din Copșa, de la liceul din Copșa, de la școală generală și liceul din Copșa. Real și-au auzit și a zis, mama, dacă mă lași la teatru, unde? În Copșa. Dar cine face teatru în Copșa? Păi domnul Drusan, mă rog, zice, a fost la voi la teatru de mult, de mult, de mult. Zic, du-te. S-a dus și am stat așa și m-am gândit, zic, măi, La Copșa și la Mediaș, nu? Și atunci m-am dus la fierta domnul Telman, era primar atunci, și am spus, om care venea la teatru cu părinții de mic, care știa ce înseamnă teatru, cu abonament în fiecare lună, nu lisit de la spectacolele teatrului media, și știam că mă duc la un om care știe despre ce vorbesc eu. Și am spus, domn primar, uite, așa, 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 așa. Da. Ei, și când a zis da, am zis, asta este. Și am început. Și de atunci am venit cu el. Ați început, da, să... Da, da. Câți, da, ani sunt de atunci? Din 2004. 2004, iată că sunt 20 de ani. Da. Deci aveți 20, da, de ani. Da, 20 de ani de la... De când am început. De când aveți, da, o activitate destul de, exact, intensă. Exact. Eu mi-amintesc perioade frumoase și așa cum spun, că la fiecare generație ați condus o generație, ați crescut o generație tânără. Da. Au plecat. Așa cum se întâmplă în orașele mici, precum Mediașul, da, copiii de cele mai multe ori pleacă. Pleacă, da. Și nu se mai reîntorc, sau și dacă se reîntorc, probabil au alte activități. Preocupări, sigur că da. Să știi că ai dreptate, că mă gândesc acum că ai spus, dacă aș fi funcționat, aș fi activat așa într-un oraș mare, unde copiii rămâneau în teatru. Rămâneau în oraș. Făceau facultate, făceau liceu, da, tot în orașul respectiv. Trupa atunci era mult mai închegată și mult mai, cum să spun, aveau vechime în trupă. Dar așa vin, acum așa să zic, de la curs vin un an de zile și dacă vor stau, dacă nu, nu. Vin până în clasa 8-a, între 8-a au examene, gata, nu mai pot să vină. Să mai gândesc să mai vină printre a 10-a, când mai ușor, la școală. La a 11-a, gata, că începem bacul și plecăm. Și atunci caută să fac cu ăștia micuții mult și cu ăștia bătrânii cât suntem. Că lumea, nu știu, e foarte reticentă la a veni la teatru să vină să joace. Foarte multă lume cunosc care zice, mi-ar place să vin să joc teatru. Păi hai! Na, nu sunt. Na. Nu. Am impresia că încă sunt preconcepțiile vechi și sunt rădăcinate undeva foarte adânc și foarte greu de scos. Nici nu încerc. Fiecare are liberul arbitru să aleagă ce. Vă gândiți că se simtă să nu-i judece ceilalți? Sau de ce n-ar veni, da, la teatru? Da, 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 da.
Da. Că trăim într-un oraș mic și fiecare ar putea să vină să spună ceva. Da, exact. Iată că sunt și oameni curajoși, că aveți. Uite, Lidia, da. Ați descoperit-o, nu știu cum. Lidia este o chestie, dar foarte drăguță, foarte, foarte drăguță. Eu am cunoscut-o pe Lidia întâmplător și mi-a plăcut foarte mult vocea ei și i-am propus. Zic, nu vrei să vii la teatru? A, nu, nici vorbă. Ai o voce foarte, o dicție foarte bună și... Nu, zice, nu. Suntem invitați la festival la Reghin și ne mai trebuia o mașină pentru transport. Și mă duc la ea și spun, zic, tu nu ne-ai ajuns cu mașina, uite, tu ai mașină și așa, așa. Zice, vă dau cheia și mașina și mergeți voi. Am zis, nu. E mașina ta, Doamne ferește, să strică, să... Da. Nu. Hai și ajută-ne cu transportul. Zice, noi de seară vin la teatru și ne povestim. Să-l povestim la ce oră mergem mâine. Deci mâine mergeam la festival la Reghin. A venit într-adevăr și în momentul când a intrat, am să zic, fai ce bine că a venit, ia textul ăsta că joci mâine la Reghin. A rămas, a zis, nu. Ba da, joci asta cu Denis, amândoi. Dimineața am plecat, la 4 am fost pe scenă, cu ea. Așa a urcat Lidia pe scenă, s-a descurcat foarte bine. I-am zis, spune un secret pe care n-am să-l dezvălui aici, cum să ai, să știi rolul, pentru că ea nu a avut timp nici să-l citească, nici să-l învețe și am rezolvat și problema asta și de atunci a rămas alături de noi. Cine e Denis? Denis a intrat în teatru, era încă elev, la liceu. Acum are 26 de ani. Este în continuare cu noi. A avut și el o pauză, a fost plecat. Na, da. Dar de fiecare dată când a revenit în media, a revenit la teatru. Da, să spunem da, așa. Da, da, da. E băiatul dumneavoastră. E care, rares. Din păcate sau din fericire, s-a mutat din oraș. Dar, da, uite și el la fel. Dar, a plecat la Cluj, că... dar el joacă. El joacă că... cu noi. Da. El joacă cu noi. Doamna Eta e nelipsită. Da, bineînțeles. E aici lângă noi, dar... În spatele luminilor, doamna Eta. Da. Cine mai e? O doamnă care lucrează la SENIC. Și aveți și un... Cred că mai aveți un... Șapte suntem. Hai să dau din casă acum o chestie drăguță, de nu-i adevărat. Și îmi fac o speranță cu ceea ce vreau să vă spun acum. Am zis că să fie Rareș prezentator. Are dicție, știe să joace pe scenă, să facă și o glumă și așa mai departe. Și am zis, Lidia și Rareș, au dicție bună. Și Lidia a zis, zice, am o lucrare, nu pot, no, în fine. Și am stat eu așa și m-am gândit, mă, pe cine să-i pun o tipă faină lângă el, nu? Și o sun pe nevastă sa, că Rareș e căsătorit. Pe nora mea. Știi, da. Că zice acum nepotisme, că tot neamul, că nu m-am gândit la aia. M-am gândit că arată bine, e o fată foarte frumoasă, e o fată deșteaptă, are o dicție. Eu când am cunoscut-o, nu era o căsătorie, am zis, intri în teatru, eu pe toți îi adun, haideți. Și au zis, nu, asta nu voi face niciodată. Și am spus și am sunat-o și am spus, Alexandra, uite, așa zic, să fii prezentatoare cu Rareș, că arătați bine pe scenă și e frumoasă. Nici nu te gândi. La care Rareș îmi zice, nu amestecăm familia cu teatru. Bine, perfect. A treia zi mă sună și zice, de dragul tău și al lui, fac treaba asta. Am zis, ăsta e primul pas, să pui tu piciorul pe scândură, că pe urmă, așa începi. Dacă nu simți pulsul și dacă nu știi ce înseamnă un pic de cortină, de sufită, de... Deși s-ar putea ca după asta să nu mai urce pe scenă niciodată. Ori rămâne pe scenă. Ba nu. Eu am crezut că dumneavoastră sunteți
prezentator. Cea care va prezenta cu Rareș pe scenă. Lăsăm oameni tineri. Eu cu regie. Vă place acolo din spate să coordonați lucrurile? Îmi place mai mult regie decât pe scenă să joc. Ați constatat acum? Da, da, de când fac regie. Înainte, na, ne făcând regie, nu puteam să-mi dau seama ce înseamnă. Dar acum prefer regie în loc de... Dar joc. Câteodată, da, pentru că îmi place să joc. Să le spunem telespectatorilor așa. Teatrul Popular Mediaș a avut un repertoriu divers, incluzând secții de limbă germană, maghiară și teatru de păpuși. Îmbogățind astfel oferta culturală și atrăgând un public variat, în primii 25 de ani de activitate, teatrul a susținut aproximativ 2200 de spectacole, atrăgând peste 1.100.000 de spectatori. Vreau să-ți spun ceva, evidențin... de aia te întrerup. Da. N-o citi toată, pentru că mai citim o dată în sală. Și atunci, păi n-o citim toată, dar le spunem telespectatorilor despre activitatea foarte bogată pe care a avut-o Teatrul Mediaș de-a lungul timpului. Exact. Câte piese ați avut pe scenă de când de când dumneavoastră? De când nu știu. Nu știți? N-aș putea să dau o cifră. N-aș putea. Câți copii au trecut pe la Teatrul Mediaș? Sute. Sute de copii. Că am încercat într-o zi, chiar ziceam de tăi, să încercăm să ne aducem aminte. N-ai cum. Enorm de trebuia mult. Trebuia să treacă fiecare. Păi, aș zice că... Odată aveam, ca și trupă îți deam. Da. Odată aveam 24, mâine aveam 10, poi mâine aveam iară 15. Unii plecau, unii veneau... N-aș putea să spun. Sute de copii. Cred că în teatru e o problemă și cu partea financiară. Că dacă ar exista totuși o remunerație financiară... La ce te referi? Să aibă niște bănuți ei din teatru acolo, ca și actori. Poate că n-ai cum să-i dai. O motivație, da. N-ai cum să-i dai decât numai dacă primești donații sau chiar și sponsorizări. Că altfel... fiind ONG, banii aia noi trebuie să ne gestionăm. Să-i reinvestiți pentru când mergeți la alte spectacole, pentru cheltuieli. Sunt tot felul de cheltuieli. Exact. Și din cauza asta ne putem băga în politică. ONG-ul n-are nicio... Eu zic că suntem apolitici. Cultura așa trebuie să și rămână pentru a reuși ca să facem lucrurile cât mai frumoase. Nici o piesă nu am cu tentă politică. Nici Caragiale. Eu nu-l joc pe Caragiale. Nu. Deși Caragiale e haios. Este, dar îmi pare rău să spun. Ai văzut gestul ce l-a făcut tata acum? Noi două... Nu sunteți fan Caragiale. Deloc. Am înțeles. Deloc. Aș vrea ca să spicuim puțin din programul pe care îl aveți. Să ne spuneți pe cine ați invitat la media. Știu că v-ați fi dorit... să fie mult mai mult. Nu ne-am putut întinde mai mult. Nu ne-am putut întinde și așa suntem așa la limită cu bugetul. Păi deschiderea, am zis așa am conceput festivalul să fie deschis și închis de câte o trupă din oraș. Prima așa. Este Noi și Atât, care deschide festivalul, iar închiderea festivalului suntem noi, Proactoria. Bun. Și atunci am încadrat festivalul Mediaș, că e alu Mediaș, și vine, joacă Brașovul și cu Roman. Uite, văd că la ora 4.30, la 16.30, da, Noi și Atât. Trupa de teatru Noi și Atât, exact. O inspecție școlară de Dumitru Pătrășcanu, da. Regia Noi și Atât. Da. Ora 18, trupa de teatru Dan Alexandrescu, din Brașov, spuneați. Alexandrescu din Roman. Din Roman. Da. Prezintă Ultima Șansă, acceptare după Mihail Zodorun. Da, e o piesă de un scriitor rus. Frumos, regia Luminița Mera. Uh-huh. Iar la ora 8, trupa de teatru Redut, ei sunt din Brașov. Ei sunt din Brașov, da. Prezintă Se caută un mincinos, adaptare după Dimitris Psatos. E un scriitor grec. Grec, da. Da. Iar la final aveți un concert. Da, avem un concert și asta chiar țin să menționez, bine că l-ai amintit. Este concertul trupei Millennium. Așa, cred că... Tot din Mediaș. Din Mediaș. Care, am zis... Domnule, ăsta-i noștri, să-i promovăm. Să promovăm și
tineretul care, uite, face muzică. Bravo! Felicitări chiar. Da, chiar felicitări. Și atunci i-am invitat și ei închid prima seară. Deci suntem încadrați tot de medeșeni. Da. Sâmbătă dimineața deschideți și invitați la teatru și pe cei mici. Absolut. Aici este trupa mică. Ei joacă, juniorii. Da. Da, și iată că aveți o piesă foarte frumoasă, Copiii din ziua de azi. Asta e un colaj. Și v-aș întreba cum sunt copiii din ziua de azi. Exact cum o să-i vedeți. Exact cum o să-i vedeți pe scenă, în aceste scenete micuțe, cu eu, mama. Da. Cu telefoane mobile, cu diete. Dar eu cred că trebuia să-i punem să joace copiii de ieri. Poftim? Trebuia să-i punem să joace cum erau copiii de ieri. De ieri? Nu poate să-i joace. Trebuia să-l punem pe Rareș. Cred că Rareș a prins perioada cu cheia la gât. Da, Rareș, cred că a prins când ne jucam afară. Da. De multe ori privindu-i uite, pe cei idee mici. Foarte bună, să de știi. Multe ori privindu-i pe cei mici, mă gândesc, măi, dar câte jocuri aveam noi și ne jucam în spatele blocului, că eram toți în spatele blocului, jocuri de care ei habar n-au. Eu n-am mai văzut fetițe sărind de lastic. Știi că e o idee foarte bună să fac așa o piesă? Deci să faci așa o piesă. Și să-i îmbrac în pioneri. Zău, vorbesc serios. Venim noi și vă spunem cum am fost când am fost făcuți pionier pe la Alba Iulia. Da, eu nu știu. Știți și dumneavoastră. Uite. Și nu numai, că am fost și pionieri, am fost un remember. Și Joi Mai Patriei. Da, și... da. Un remember erau, putem face. Nu erau neapărat lucruri negative. Erau lucruri de care ne amintim cu drag. Da, astăzi. Și cum să spun, copiii aveau permanent activitate. Copiii nu se plictiseau. Și nu se plictiseau. Nu aveam telefoane, da. Și nu aveam program la televizor. Vă jucați foarte mult. Erați afară și vă jucați și cu orice. Cu elastic, cu minci, cu nisip, cu piatră, cu nisip, cu orice. Da. Cu... Vă găseați nămol. Cu nămol, exact. Deci, ne găseam tot felul de activități, activități pe care e o idee să facem tinerii așa din ziua de astăzi. Nu. Pe lângă că nu le mai gustă, nici nu le mai știu. Erau tot felul de jocuri pe care le făceam. Uh-huh. Și dacă mi-amintesc că făceam telefonul fără fir sau flor, fete, da, băieți. Țară remostar. Cumva, ceea ce învățam la școală, prelucram și afară. Da. Făceam diverse concursuri între noi. Da. Ți-aduce aminte, erau chestiile alea cu foi de hârtie, țări, mulța, pe orașe și așa mai departe, da? 3, 4, 5 și copii, eram toți afară și... pe alfabet, pe ce jucăm, pe orașe, pe filme, pe romane. Deci pe... vă propun să, cumva, poate prin intermediul dumneavoastră, să află și ei despre niște jocuri care poate nu să li se pară plictisitoare, deși având în vedere evoluția tehnologiei și felul cum gândesc ei astăzi, s-ar putea să li se pară plictisitoare jocurile noastre. Nu e nimic, dar cel puțin să le vadă. Bun, dar... sâmbătă dimineață, sunt copiii din ziua de azi. Așa. Iar tot sâmbătă dimineață, după acest spectacol, așa, absolvenții cursului de teatru vor primi diplomele de absolvire. Frumos. Da. Ce vreau să menționez publicului din oraș, noi am făcut acest colaj, dar încheiem colajul cu un dans, pentru că lor le place. Să nu fie foarte critici cu copiii care vor dansa, pentru că noi facem teatru, nu suntem trupă de dans. Dar, na, ei și-au ales muzica, ei au conceput dansul și dacă ei vor chestia asta, eu îi las. Foarte. Și atunci este foarte bine să nu-i criticăm, vai că nu a făcut așa, sau nu. Dar nu, sunt perfecți, sunt copiii noștri, sunt deosebiți și talentați. Și absolut, eu îi iubesc. La ora 17:30, trupa de teatru. Așa, după masa începe, da. Traian Grozăvescu prezintă Hangița de Carlo Goldoni. Da. Regia Maria Voronca. Voronca, da. Și doamna asta nu vine la Medeaș. Doamna nu vine pentru că are aproape 90 de ani. Tot din vechea gardă. Și iată că mai regizează. Da, și regizează încă, da. E bolnavă, da. Cred că asta o și ține. Asta
în momentul când lucrez cu oameni sau cu copii, ai, să nu folosesc, cum zic așa, un vibe, ai o altă stare, îți dă o stare de bine, îți dă o stare de a face ceva. Ești util. Ești și util. Simți că ai o motivație, da, ce ai o pentru motivație. Fiecare săptămână, da, pentru, da, fiecare, da, lună. Exact. Deci, după Hangița, așa, joacă Megidia. Trupa de trupa teatru, Joker. Din Megidia. Nimic nu-mi scapă. Cu Nimic nu-mi scapă. Asta este o adaptare după Încurcă lume. Bun, după Adolf de Hertz. De Hertz, da. Și sâmbătă seara... Comedie sau... Poftim? Comedie sau... Da, comedie, e comedie. Tot sâmbătă seara se vor da diplomele de participare și trofeele festivalului. De ce? Pentru că multe persoane, nu trupe întregi, multe, da, persoane din vor trupe vor pleca duminică dimineață, că luni au servici. Și atunci am stabilit ca sâmbătă seara să facem decernarea trofeelor, trofeelor și a diplomelor. Da, 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 da. Cu covor roșu, dar nu se încheie festivalul. Cu covor roșu, cu Oscar sau... Cu covor roșu, cu fanfară, cu om de acum. Așa. Dar festivalul nu se încheie sâmbătă seara. Pentru că duminică dimineață avem Pinocchio. Tot de la Megidia. Tot de la Megidia și tot trupa Joker. Foarte frumos. Vezi, e ca la noi. Proactoria, proactoria mare, proactoria mică. Joker mare, Joker, Joker mic. Da, 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 da. Dacă aici sunt e ca și... la fotbal. Și la fotbal trebuie exact, o pepinieră de, da, mici juniori și seniori, da. Ca și în teatru, trebuie să lăsăm cuiva, sigur, ceea ce noi, da, moștenirea culturală pe care dumneavoastră ați primit-o, trebuie o, da, să mai departe. O transmite și dumneavoastră exact, cuiva exact mai departe. Apoi la ora 18 încheiați... Da, încheiem noi cu certificatul. Proactoria prezintă certificatul de Venerus Popa. Cred că e o piesă care vă place. Ne place și iarăși domnul dramaturg este în Mediaș. Am înțeles, deci vine... Este invitat la vine festival, la festival, da, pentru, da, a fi alături de... Dânsul ne scrie piese, fost, da? Pentru noi, da, scrie piese. Eu dacă am nevoie de o piesă în patru personaje sau două personaje, îl sun, îi spun, am nevoie de o piesă. În cât timp? În două luni, trei luni? Și ne face o piesă pentru noi, o trimite. Cât de greu și... se face o piesă? Foarte greu. Foarte greu. Ca idee nu este greu, dar ca să o pui pe dialoguri, că fiecare bucățică trebuie vorbită. Că nu, nu e carte ca să zici îmbrăcată în roșu, verde, să-ți imaginezi, că e ușor să faci o descriere. Da. Dar alea trebuie să le ai pe dialog. Dialogurile și tot ca și dramaturg să ai mișcarea. Te miști din stânga în dreapta, colț, față, te așezi pe canapea, bei apă, te uiți la stele. Deci toate trebuie scrise. Toate fiecare detaliile mișcă, trebuie toate scrise detalii în scenariul acesta. Este un pic cam... No, cine face chestia asta de viață... Știe. Da, știe, da. Știe și totuși nu, da, este atât de simplu să zici că de pe azi pe mâine, exact, scrii, exact, scrii o piesă. Da. Și atunci din timp eu vorbesc cu el și îi spun... Venerus, am nevoie de o piesă în 3, 4, 5 personaje. Și el zice, am scrisă sau o am, ți-o trimit. Na. Cât de des ați jucat în ultima vreme? Am jucat. Ați jucat? Am jucat, da, am jucat. Am fost și la festival la Roman, acum o lună. Acum o lună de zile am fost invitați acolo. Și la media și am jucat. Da, numai că acum de... O lună de zile, două luni de zile. Vă pregătiți intens pentru... Suntem cu festivalul ăsta, da, cu evenimentul ăsta mare, că e un eveniment, atât pentru noi cât și pentru oraș. Acum, pentru noi suntem foarte puțini care simțim acești 60 de ani de teatru, că noi simțim, i-am dus și da, dar pentru oraș este un eveniment, să ai un teatru de 60 de ani în oraș, este ceva. Și, de exemplu, din trupa de la Lugoj sunt oameni care au jucat acum 50 de ani pe scena teatrului în Mediaș, da. Uite, interesant. Da, da. Spuneți-mi ce ați primit dumneavoastră moștenire de la vechea gardă. Ce credeți că
aspre luat de la uite, ei e o întrebare bună. Transmiteți mai departe. Nu m-am gândit niciodată. Cred că să nu zicem dragostea de teatru. Nu, asta e deja de înțeles. Sunt, știi cum sunt? Ce-am moștenit eu de la doamna Ponciu, de fapt. De la doamna Ponciu. Să strâng cât mai multe lucruri pentru scenă. Am o problemă. Dacă, cum să spun, merg într-un magazin, îți dau un exemplu, și văd, de exemplu, o cutie mai colorată. Aia o văd, îmi trebuie pe scenă. Aia o iau și o duc la teatru. Dacă văd, știu eu, într-un second, o roche mai... O iau, o duc în teatru. Cam chestiile astea le-am moștenit eu din vechea gardă. Toată lumea atunci contribuia cu ceva. Cu ce ni se părea nouă mai deosebit, mai... Că vă trebuie, da, că da, poate da. Puneți o astfel de piesă, poate nu. Și v-aș întreba, uite, de piesele pe care le jucau ei. Nu v-au rămas registre, nu v-au rămas... Mi-au rămas ceva costume, dar nu sunt chiar într-o stare excelentă. Deja sunt prea vechi, dar mă gândesc totuși la piesele care le-au jucat ei. Am foarte multe foarte puține scenarii de rămase de la ei, dar nenorocirea este că zbătute la mașină și pe foiță. Cum erau înainte. Pe foiță, nu pe foi de astea A4, pe foiță A4. E transparentă și unde bătut mașina mai mult, e gaură. Foarte greu să poți citi. Foarte greu. Trebuiau duse undeva și restaurate și acum, eventual păstrate așa în arhiva teatrului. Doar să le păstrăm ca amintire. Ca amintire. În rest, da, da. Am niște afișe de pe timpul ăla, mai am niște poze, dar am avut la 50 de ani expoziție în foaierul teatrului cu afișe și poze din piesele respective. Și acum am zis că nu mai punem și la 60, punem la 65. Punem la 100. Și la 100, exact. Ce simțiți în suflet când spuneți Teatrul Mediaș? Dragoste. Cu toate necazurile și cu toți nervii care i-am mâncat. Asta cred că vă face să duceți mai departe și să veniți în fiecare săptămână la teatru. Și de 2-3 ori pe săptămână. De 2-3 ori. Da. Asta îmi place ce fac și spuneam de adusul ăsta, asta vreau neapărat să spun, de adusul la teatru, la ce vedem, da? Perna asta îmi place tare mult că lucește. Am ieșit într-o seară, mai acum câțiva ani de zile, am ieșit într-o seară de la repetiții și în colțul unde este magazinul de perdele, lângă farmacie, pe acolo pe undeva, și-au scos oamenii niște... Cred că și-au renovat baia sau o chestie de genul ăsta. Și am văzut acolo ușa aia de duș, de cabină, care culisează. Da. Dar era transparentă, nu era mată. Și era așa. Ei, când am văzut-o, am zis, ăsta îmi trebuie în Alba ca Zăpada la Sicriu. Știi? Când mare Alba ca Zăpada devine prințul și stau piticii și prin... Sicriul de Cleștar o vede pe Alba ca Zăpada. N-a vrut niciunul să mă ajute să-l duc în teatru. Era greu. Era cu fier de jurul. Da, cum e ușa de la cabina de duș. Și când am avut Alba ca Zăpada, n-am avut cu ce să o acopăr pe Alba ca Zăpada. Și mi-a părut rău după bucata aia de plastic de neadevărat. Na, asta simt eu când mă uit la ceva. Da, trebuie să găsim pe cineva care să vă facă decoruri, să aveți... Da, și caut să am acum, când facem noi, ceva foarte simplu și foarte ușor de făcut, pentru că, na, și le facem după cum gândim noi. Ieri seară, mi-a trebuit niște flori, pentru că vreau să pun pe fundal, când joacă copiii, niște flori. Am stat, le-am făcut, le-am tăiat, noi.
Deși mai trebuie să faceți apel așa pe Facebook, că sunt doamne care fac flori de hârtie. Care e adevărat, iubita, dar alea costă. Costă, dar poate că se pot asta face și lucruri speciale pentru copiii din orașul nostru, că nu e doar pentru... Nu e doar pentru noi și pentru sufletul nostru, e și pentru copiii orașului, aș spune eu. Da, este pentru oraș. Da. Este pentru oraș, că eu florile alea nu le duc acasă să le pun eu pe pereți. Da? Mă rog. Aș vrea să reamintesc încă o dată respectatorilor că Teatrul Mediaș împlinește 60 de ani. Vă invită la teatru în acest cu tot weekend, dragul. Începând cu ora 16, când este deschiderea, până la ora 21.30, când trupa Millennium vă va încânta cu un spectacol minunat. Sâmbătă începând cu ora 11, ora 17.30, ora 19, iar duminică 11.18 sunteți așteptați la teatru. Așadar, dacă nu v-ați scris nimic în agenda, să vă notați ceea ce suntem noi astăzi am povestit. Suntem și pe Facebook, suntem peste tot, am făcut un reel poate acolo. Sunt multe pliante împărțite. Vom promova și noi aceste informații pentru ca dumneavoastră să puteți participa acolo unde vă doriți, bineînțeles, poate vă interesează. Alegeți o anumită piesă, da, sigur. Piesă și puteți fi prezenți. Exact. Este gratuită intrarea? Da, absolut, da, 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 gratuit. Eu vă aștept din tot sufletul, cât mai multă lume să vă simțiți bine, să fiți cu noi la acest eveniment. La mulți ani! Mulțumesc la fel! Seara bună, doamnelor și domnilor, ne revedem mâine la Mediaș 120, începând cu ora 18 și un sfert. La revedere! Thank you.